Apreciez faptul că măcar un liberal felicită echipa de handbal a municipiului Brăila și a județului Brăila pentru rezultatele pe care aceasta le are. Dar să știți că pot să vă spun că este posibil să nu vă mai regăsiți pe listă, pe lista de consilier, ca urmare a faptului că... Dar am spus asta, domnule. Nu poate să spună, probabil că aveți pe listă la dumneavoastră sau ce să spun. Nu sunt pe listă, domnule Popa, la nimeni. Ziceți ce vreți, domnule Popa, că de trei mandate așa faceți. Nu mai ziceți și împărligați. Vă rog, haideți să... Revenim la subiect. Domnul Alexandru Ionel, cred că nu o să vă mai regăsiți pe lista de consiliere a PNL, dar nici la PSD, că niciodată nu a fost purtate astfel de discuții. Sunt ferm convins. Ca urmare a faptului că Partidul Național Liberal a emis nenumărate comunicate prin care critică activitatea de la handbal, critică rezultatele, critică echipa, critică conducerea, critică jucătoare de handbal, critică pe oricine, oricând, chiar și pe mine. Dar în timp ce dumneavoastră vorbeați frumos despre activitatea de la handbal și de această dată ceilalți consilieri PNL se grizeau acolo și râdeau, probabil pentru că dânsii sunt obișnuiți doar să critique. Este adevărat, președintele dumneavoastră de partid a transmis nenumărate comunicate prin care se dezice de aceste lucruri frumoase. Este iarăși o chestiune de joc politic pe care dânsii recunosc că o fac. Iar eu am să vă spun că este trist pentru că la îndemnurile dânsului consilierii PNL de la județ sau de la municipiu, nu au votat proiectul Consiliului Județean pentru ca între Brăila și Galați să fie construită o sală de polivalentă nouă, inclusiv pentru handbal, care să aibă tribune și pe stânga și pe dreapta, așa cum este solicitarea pentru a se juca în cupele EHF. Cu toate acestea, pentru că noi deținem majoritatea în consiliile județene și locale, am votat pentru și proiectul va merge mai departe, rămânând ca cei care doar atât au făcut să dea în continuare comunicate de presă prin care să critique orice în timp ce alții construiesc.